Romgaz S.A., unul dintre cei mai mari producători și furnizori de gaze naturale din România. Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2022 a fost de aproape 5 miliarde metri cubi, un pic mai mică decât cea realizată în anul anterior, cu aproape 2%. Activele imobilizate au înregistrat o creștere de 87%, majoritar determinată de achiziția societății ExxonMobil Exploration and Production România Limited, costul achiziției fiind de 5,12 miliarde lei. Activele circulante au scăzut cu 1,75 miliarde de lei, din cauza diminuării numerarului, echivalențelor de numerar și altor active financiare. La sfârșitul anului 2022, stocurile de gaze naturale erau mai mici față de anul 2021 cu 60 de milioane de lei. În cursul anului trecut a fost injectată în depozitele de magazinare o cantitate de gaze de 84-85 milioane de metri cubi, cantitatea de gaze extrasă fiind de 284 de milioane de metri cubi. Din punct de vedere cantitativ, stocul de gaze al grupului în depozitele de magazinare a scăzut față de anul precedent cu 45%. Numerarul, echivalențele de numerar, au scăzut cu 47%, în principal ca urmare a achiziției ExxonMobil Exploration. Datorile pe termen lung au înregistrat la sfârșitul anului 2022 o creștere cu 116% ca urmare a contractării unui împrumut de 1.600 de milioane lei necesar finanțării parțiale a achiziției ExxonMobil Exploration. Datoriile pe termen scurt au crescut și ele cu 71%, în special ca urmare a faptului că în următoarele 12 luni Romgaz trebuie să ramburseze 321 milioane lei din împrumutul bancar aferent tranzacției ExxonMobil, a creșterii datoriei privind redevențele suportate de grup și a datoriei privind contribuția la fondul de solidaritate. Cifra de afaceri pentru anul 2022 a fost de 13,38 miliarde lei, în creștere cu 128,61%, influențată de cifra de afaceri de vânzare de gaze naturale estimate, a fi realizată în 2022, a fost în creștere cu 124% față de anul anterior. Cantitatea de gaze naturale vândută, inclusiv cea achiziționată spre revânzare, a fost cu 4,5% mai mică, până activitatea de magazinare a fost o creștere cu 80% a cifrei de afaceri la nivel de grup, ca urmare a majorării cu 60% a serviciilor de rezervare, cu 249% a serviciilor de injecție și cu 28% a serviciilor de extracție. La nivelul depogaz, creșterea cifrei de afaceri din aceste servicii este de 52%. Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 313%, la o producție în creștere cu 73% față de 2021. Acest nivel al cifrei de afaceri se datorează prețurilor ridicate practicate pe piețele centralizate pe care activează grupul. Cu toate acestea, activitatea de producție și vânzare a energiei electrice a înregistrat o pierdere de 50 de milioane de lei cauzată de supraimpozitarea veniturilor obținute din acest segment de activitate. De cealaltă parte, cheltuielile au crescut cu 177% ca urmare a creșterii costurilor cu materiile prime și a cheltuielilor cu personalul. De cealaltă parte, costul mărfurilor vândute a scăzut cu 35%. Deși cheltuielile au avansat mai mult decât veniturile, din creșterea dimensiunilor acestora din urmă, Romgaz a reușit să realizeze un profit de 2,54 miliarde de lei, mai mare cu 33% decât în 2021. Iată și câteva date legate de cantitățile de gaz metan extras din producția proprie și valorificat intern.